Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la Istoria cu Virgil. Astăzi suntem în Moldova și vorbim despre Alexandru cel Bun, un domnitor cu o domnie atât de lungă încât a avut timp de 4 neveste, dar a divorțat de una singură. Cum se poate una ca asta? Stați să vedeți! Cum spuneam în episodul despre Moldova, Alexandru este unul dintre cei trei fii al lui Roman care îi urmează la tron. Această succesiune se face ca într-un basm clasic românesc, cu Alexandru pe post de prâslea. Fiul cel mare, Ștefan, este domn vrednic, dar dă colțul rapid la doar 35 de ani. La tron îi urmează fratele mijlociu Iuga, zis și Ologul. Iuga și Alexandru nu sunt în cele mai bune relații, așa că fratele cel mic se refugiază în țara românească sub protecția lui Mircea cel bătrân, împăratul verde. Pentru că Mircea nu-l vede în stare să țină piept alături de el balaurului turc, acesta intră cu oastea Moldova și îl înlocuiește pe Iuga după doar un an de domnie cu prâslea al nostru, Alexandru, care va trăi fericit până la adânci bătrâneți. Alexandru devine așadar voievodul Moldovei în 1400, iar prima lui grijă se pare că a fost recunoașterea mitropoliei Sucevei de către Constantinopol. Acest lucru se întâmplă în sfârșit în 1401, după aproape două decenii de la începerea demersurilor de către Petru Mușat. Nici în anul următor Alexandru nu se pune pe războaie, pentru că ce rost are atunci când poți să dai cu pana pe hârtie și să rezolvi problema. Așadar, în 1402, el încheie un tratat de vasalitate cu regele Poloniei, Vladislav Jagiello. Pronunția corectă, Władysław Jagiello, care avea să-i țină de cald până la sfârșitul domniei. Tratat reînnoit în mai multe rânduri, odată la câțiva ani. Domnia lui Alexandru se face remarcată prin lunga și neobișnuită perioadă de pace, plus minus câteva războaie, o raritate a evului mediu nu doar la noi în țară. Economia duduie ca în 2004, în vremea lui Năstase, în special datorită unui management fiscal excelent care profită de pe urma drumurilor comerciale ce traversează țara. Pentru a proteja aceste drumuri și implicit pentru a crește încrederea investitorilor străini, Alexandru ordonă fortificarea și extinderea Cetății Albe în 1407, acesta fiind cel mai important nod comercial românesc la Marea Neagră. Mai mult, în următorul an, 1408, semnează un act prin care oferă tarife vamale preferențiale negustorilor polonezi din Lvov. Polonezii atât așteaptă și vin ca ursul la miere prin Moldova cu tot ce au pe acasă. Postavuri, vite, oi, console video, parcă se spărsese OLX-ul. Alex Vodă găsește așadar drumul spre succes, relaxare fiscală și stabilitate politică. Claro, senior Dragnea? Tot în acest document este atestat pentru prima oară orașul Iași ca punct de vămuire al mărfurilor. Iașul este așadar cu 50 de ani înaintea Bucureștiului și ca atestare, dar și astăzi, ca nivel de mentalitate a liderilor PSD. 10 ani fără incidente trec de la preluarea mandatului de către Alexandru, dar oricât de bun și creștin ar fi el, tratatul rămâne tratat. Deci când polonezul îl cheamă la război în 1410, Alexandru se execută și trimite la bătălia de la Grunwald sau Tannenberg, merg ambele, 400 de călăreți care, deși par puțini, se vor dovedi hotărători în obținerea victoriei împotriva cavalerilor teutoni. Repriza a doua are loc la asediul castelului de la Malbork sau Marienburg, valabile ambele, undeva prin nordul Poloniei, loc în care am fost și eu. Uite, ăsta s-i eu aici, și aici, și aici, și aici. Bătălie care se încheie tot cu victoria polonezilor. Teutonii sunt un ordin religios militar, format ca și celelalte în urma cruciadelor. După ce stau o perioadă în țara Bârsei la început de secol XIII, când regatul ungar îi folosește pe post de câini de pază, teutonii se mută în zona pe care mai târziu o să o numim Prusia, pe motiv că vor să creștineze pe păgâni. Doar că polonezii și lituanienii le transmit că ei se descurcă și singuri. Și din asta se iscă o grămadă de războaie. Ajungem în anul 1412. Alexandru își vede de pacea lui, dar în timpul ăsta se semnează la Lublin un tratat între regele Ungariei și Poloniei, deloc convenabil pentru Moldova. Acesta prevede ca în cazul în care domnul moldovean nu își îndeplinește datoriile de vasal, țara să fie împărțită între cele două puteri. Din fericire n-a fost cazul, dar pentru români actul rămâne în istorie ca o înțelegere Molotov-Ribbentrop, varianta beta. Voievodul n-are de unde să știe ce-l paște și își ocupă timpul cu însurătoarea. 4 neveste a avut Alexandru, acest tăricianu al evului mediu, doar din punctul ăsta de vedere. De primele două a rămas văduv, cu a treia a fost căsătorit 10 ani, pe urmă a divorțat pe motiv că voia să-l convertească la catolicism, scuză bună, a se nota. Și în sfârșit a patra a fost cu noroc, ultima soție dăruindu-i și 4 fii. Anul 1418 vine cu o veste tragică, moartea prietenului și aliatului său Mircea. Gata, ultima, 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 gata.
Consolarea vine din faptul că, rămasă fără stăpân, cetatea Chilia este luată de moldoveni, o nouă sursă de venit pentru vistierie. În țara românească este o perioadă de instabilitate din cauza luptei pentru tron dintre urmașii lui Mircea. Profitând de slăbirea frontului, Turcia asediază cetățile moldovenești de la Marea Neagră, însă fără succes. Este primul război oficial dintre moldoveni și turci. Mai rău este că pe tronul țării românești ajunge Dan al II-lea, un domnitor cu conflicte de personalitate. E ba cu turcii, ba cu ungurii, nici el nu e hotărât. Dan își amintește că într-o vreme Chilia aparținea de țara lui, aici avea dreptate, și o asediază în două rânduri, 1429 și 30, dar și o ia pe coajă de la Alexandru de fiecare dată. Nici în nord treburile nu se potolesc, iar Alexandru este din nou solicitat cu oști de către suzeranul său polonez pentru o nouă bătălie împotriva teutonilor. Alexandru se află din nou de partea bună a alianței, cavalerii teutoni fiind învinși. Bam! Cu toate astea, spre sfârșitul domniei, Alexandru își schimbă opțiunile diplomatice. Probabil în urma unei convenabile scurgeri de informații din partea regelui ungar, care aduce la urechile domnitorului trădarea de la Lublin. Prin urmare, Alex Vodă, ca o prietenă isterică, își înșeală fostul partener cu cel mai bun prieten. În 1431 merge la război alături de unguri împotriva polonezilor, însă fără succes. Pentru că îi place un lucru făcut frumos de la un capăt, Alexandru moare pe 1 ianuarie 1432. Este înmormântat la mănăstirea Bistrița, ctitorită chiar de el, alături de prima lui soție. După o domnie atât de lungă și pașnică, va urma pentru Moldova o perioadă tulbure, mai mulți fii de-ai lui luptându-se an la rând pentru dezbaterea moștenirii. Copii prost crescuți, luați aminte și nu faceți ca ei. Ăsta a fost și Alexandru. În episodul următor trecem la Transilvania, regiune cu care am rămas cam în urmă, dar este la fel de importantă pentru că este plină de români. Chiar dacă scrie altceva pe hartă, dar nu mai intrăm în detalii acum. Mulțumesc că v-ați uitat, ne vedem în episodul următor. Dacă ai rămas până aici, înseamnă că ți-a plăcut, deci mă bazez pe tine cu un share, subscribe, vezi ce a mai făcut Alex și comentați, e o țară liberă, comentați.